Bună seara, dragi telespectatori! Este miercuri, este ora 19:30, iar la Giurgiu TV începe prima emisiune cu invitați de seama ai cântecului popular românesc, aduși în platou, chiar dacă afară ninge, viscolește, au făcut un efort pentru dumneavoastră și pentru prietenia pe care o am cu cei trei invitați din această seară. Suntem la Giurgiu TV, la emisiunea de muzică populară, la Porțile Dorului, pentru că numai aici aveți ocazia să vă întâlniți cu cei mai valoroși interpreți ai cântecului popular românesc, care vin să cânte și să vă încânte. Și pentru ca așteptarea dumneavoastră să nu fie foarte mare, dați-mi voie ca numele dumneavoastră să le spun un bun venit prin viscol celor trei invitații ai mei de astăzi, giurgiuveni frumoși, giurgiuveni pe care cu siguranță dumneavoastră i-ați ascultat la posturile naționale de radio și la toate celelalte posturi de televiziune, în special la cele care au ca obiect promovarea cântecului, dansului, tradițiilor și obiceiurilor populare. Așadar, au venit pentru o oră și jumătate la dumneavoastră îndrăgiții interpreți Mariana Cimpoiașu, împreună cu fiul său, un virtuos al acordeonului, Mihai Cimpoiașu, și o giurgiuveancă frumoasă pe care ați văzut-o și a fost de foarte multe ori în Giurgiu, la spectacole, la emisiuni de televiziune sau, de ce nu, în diferite ocazii private. Așadar, este vorba de cel de-al treilea invitat, Geta State. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mă bucur că ați putut să treceți prin viscol, să ajungeți la Giurgiu. Am avut emoții că ar fi trebuit de săptămâna trecută să fiți la Giurgiu, dar tot din cauza condițiilor meteo am început un alt fel de emisiune. Așa este, am ajuns puțin mai greu pentru că noi suntem și reprezentăm Giurgiu cu drag și cu cinste, dar noi locuim în București și atunci a trebuit să venim din București. Și drumul a fost destul de greu, dar ne-am descurcat. Noi vă mulțumim că ați reușit să străbateți și vreau să le spun telespectatorilor că Geta State este giurgiuveancă de-a noastră din comuna Comana. Da, satul Grădiștea. Satul Grădiștea, iar mama și fiul sunt din satul Vlașin, comuna Schitu, județul Giurgiu. Bine v-am găsit, noi ne bucurăm că suntem seara asta la prima emisiune a dumneavoastră, suntem onorați și vă dorim din suflet să aveți mult succes. Cu televiziunile sunteți deja învățat dumneavoastră, cum spuneam mai devreme, să aveți succes și să dea Dumnezeu să... Succesul emisiunii va fi prezența fiecăruia dintre dumneavoastră și a celorlalți invitații care vor fi în timp, pentru că mi-am propus ca în această emisiune să nu vină decât interpreții care fac într-adevăr cinste cântecului popular românesc, pentru că dacă am suferit în viață, am suferit că de la o vreme bună de timp încoace au apărut tot felul de interpreți, tot felul de formații care au înlocuit țambalul cu orgă, au înlocuit contrabasul cu bas electronic, și lista poate continua. Ei, motivul pentru care insist este acela ca noi, telespectatorii, să avem bucuria să ascultăm și să vedem, interpretând, cei mai îndrăgiți interpreții cântecului popular și, nu ultimul rând, tinerii, care în timp vor fi aceia care ne vor lua locul. Cum vă simțiți în platoul nostru? E o întrebare pentru toți trei. Foarte frumos, de cum am intrat. Totul e nou și frumos. Nou și cu bun gust. Ei, vreau să vă mărturisesc că încă suntem într-un proces amplu de organizare, dar le facem din mers pentru că nu se poate chiar de la început. Așa este, da. Toate se fac pe rând. Oamenii vă știu, oamenii vă iubesc, oamenii vă doresc să le fiți aproape, de aceea, dragii telespectatori, să spargem gheața și să invităm pentru început să ne cânte frumoasa Geta State, pe care eu am admirat-o de când am cunoscut-o la un alt post de televiziune. Așadar, Getuța, sparge gheața, cu mare drag la locul și de cântat. Vă mulțumesc atât eu cât și colegii mei pentru invitație, pentru că așa suntem și noi mai aproape de giurgiuvenii noștri și ne bucurăm foarte, foarte mult. Și vă dorim să aveți mult succes cu emisiunea și televiziunea să fie
de bun augur. Așa să dea Dumnezeu și după ce Geta State ne va interpreta, să vă povestesc într-o frază cu trei propoziții cum am cunoscut eu cu Geta State. Să dăm drumul cântecului, Getuța, mergi la locul de cântat, muzica. Mi-ai spus că în viața mea să nu fac rău
altuia. Tatăl meu suflet curat, de bine m-a învățat. Mi-ai spus că în viața mea să nu fac rău altuia. Tată dragă, îți mulțumesc și din suflet te iubesc. Mereu de la dumneata am avut ce învăța. Tată dragă, îți mulțumesc și din suflet te iubesc. Mereu de la dumneata am avut ce învăța. Tată, părintele meu, să te țină Dumnezeu sănătos și în putere, să-ți dau și eu mângâiere. Tată, părintele meu, să te țină Dumnezeu sănătos și în putere, să-ți dau și eu mângâiere. Tată dragă, îți mulțumesc și din suflet te iubesc. Mereu de la dumneata am avut ce învăța. Tată dragă, îți mulțumesc și din suflet te iubesc. Mereu de la dumneata am avut ce învăța. Au zburat ani tăicuță, eu nu mai sunt o fetiță. Am crescut, sunt om în lume, nu te-am făcut de rușine. Au zburat ani tăicuță, eu nu mai sunt o fetiță. Am crescut, sunt om în lume, nu te-am făcut de rușine. Ești mândru de mine, tată, și vorbești la lumea toată. Asta este fata mea, nu mai e alta ca ea. Ești mândru de mine, tată, și vorbești la lumea toată. Asta este fata mea, nu mai e alta ca ea. Să-i mulțumim Getei State pentru cele două piese frumoase pe care ni le-a interpretat. Și aș vrea să-mi permite să mă adresez și bărbatului dintre cele două doamne, Mihai Cimpoiașu, și să-l întreb de unde sau cine i-a deschis drumul spre cântecul popular românesc, și mă refer aici la cel instrumental. Păi bunicul meu mi-a spus când eram la țară, zice, nu mai bati mingea, apucă-te și tu de ceva, zice, fă ceva, zice, apucă-te de acordeon. Și? Și... mi-a luat tata primul acordeon și m-a dus până la un profesor. Ai găsit și un profesor? Da. Și după aia de la un profesor la altul, și că nu-mi plăcea de profesor. Ei, această pasiune pentru acordeon, Mihăiță a deprins-o în timp, pentru că pentru el și familia sa, cântecul popular reprezenta un hobby, dar în principal s-a axat pe carte, că are idealuri foarte frumoase de atins în viață, și am să-l rog pe el să ne spună ce își dorește ca atunci când ajunge în maturitatea vârstei să-și aleagă profesia pe care și-a propus-o. Când o să devin, cum se spune, mai mare, mai bărbat, mare, să mă fac profesor de muzică. Profesor de muzică, o meserie frumoasă, da. Mai ales că tu ești și un tânăr talentat în ale acordeonului. Aș vrea să o întreb pe Mariana Cimpoiașu, cât de des vine la Vlașin, ținând cont că este o prezență permanentă pe scenele de spectacol, în platourile de televiziune? Vin cât de mult pot, și de două ori pe săptămână, și la două săptămâni. Foarte des vin la țară. Deși părinții ar zice că ar fi bine în fiecare zi să te mut da, la Vlașin. Da. Mariana Cimpoiașu este și un om de afaceri care ei, de dimineață... Da, trebuie, lăsați-o pe ea să rămână cu modestia, însă eu vreau să vă spun că este om de afaceri
Și îi merge foarte bine. Muncește foarte mult. Și muncește foarte mult. O întrebam cu altă ocazie la cât începe ziua ei de lucru și mi-a spus că dimineața de la ora 6. Pentru o femeie este destul de matinal, ținând cont că se ocupă și de imaginea sa. Cum spuneam mai devreme, participă la numeroase spectacole și emisiuni de televiziune, de radio. Este și mamă și este și soție în același timp. Așa este, dar le fac cu plăcere, pentru că mie nu-mi place să stau acasă. Este foarte bine, ești tânără, ești în putere și este păcat să nu... Asta nu înseamnă că nu-mi fac bine lucrurile acasă sau... Sunt dar nu-mi place pentru să... că ar fi intervenit soțul și ar fi zis stop, rămâi acasă și lasă cântatul. Nu, soțul mă ajută foarte mult, e alături de noi, de mine și de băiat și chiar vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru că ne urmărește. Și eu l-am văzut de multe ori în platourile de televiziune, printre camere, fiind foarte atent la orice detaliu, atunci când venea momentul Mariana Cimpoiașu sau fiul său Mihai Cimpoiașu. Îl salutăm dacă se uită la noi și aș vrea să continui întrebându-o pe Geta State. Cele două piese pe care ni le-a interpretat, cine este vinovat de frumusețea acestor? Primările le-am realizat în urmă cu 5 ani deja. Acum eu lucrez la un nou album pentru 2013 cu maestru Aurel Blonde la Târgu Jiu. Textele mi-aparțin mie și mai m-am consultat cu Jenny Nicolau de la Craiova. Acum pentru un nou album din 2013 și pentru și textele care, duetele noastre ale, împreună, ale mele și ale Marianei, sunt realizate de Georgiana Ion, solista și textiera Georgiana Ion de la Craiova. Totdeauna ne consultăm și noi cu oameni de specialitate, spun eu, cu dirijori, cu textieri. Este greu să te menții în această lume? Eu știu, dar e bine să-i spui tu telespectatorilor. Da, este destul de greu. Ceea ce nu se vede de acasă este sacrificiul nostru de a fi tot timpul pe drumuri, de a nu ne atihni nici masa. Cel mai concludent este în această seară, da, când afară viscolește. Pentru noapte. Că am promis și am spus și ne face plăcere și o mare onoare, pentru că suntem și noi la noi acasă și nici nu se putea altfel. Vă dați seama că am spus că venim. Dacă rămânem înzăpezi la Giurgiu, avem aici prieteni, rude. Cu siguranță, rămânem aici. Televiziunea Giurgiu TV va fi o gazdă primitoare, dar să sperăm că timpul nu o să fie atât de rău cu noi și o să vă... Da, nu, că venind către Giurgiu am văzut că autoritățile se ocupă foarte frumos de zăpezit. Da, să știi că de 2-3 ierni încoace stăm relativ bine, dar nu putem să ne punem nici cu puterea viscolului. În timp ce am să o invit pe Mariana Cimpoiașu să meargă la locul de cântat, aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, că pe ecran au apărut un număr de telefon unde puteți să ne trimiteți mesaje sau să intrați în direct cu invitații din această seară. Vă așteptăm. Mariana, să spargem gheața și cu tine. Cu mare drag. Până când regia pregătește piesele interpretate de Mariana Cimpoiașu, aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, că am primit miercurea trecută foarte multe mesaje de la dumneavoastră, iar pentru o parte dintre ele aș vrea să-mi permite să vi le citesc. De la Paul Șova din Comuna Vedea, emisiunea să fie dedicată mamei sale, precum și fraților, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, gânduri bune pentru locuitorii Comunei Vedea. Ioana ne-a transmis mult succes pentru emisiune și pentru postul Giurgiu TV, iar telespectatorilor sărbători fericite. Pentru domnul primar al Comunei Gogoșari, Daia Dănuț, orice melodie să-i fie dedicată din partea unui prieten. Pentru iubirea vieții mele, Perșunaru Florentina, Bebe spune că o iubește foarte mult. Suntem convinși pentru că ai făcut public această declarație frumoasă pentru iubita ta. În continuare vă invităm, dragi telespectatori, să o urmărim pe Mariana Cimpoiașu. Și un pițigoi
se tot cearică amândoi, care-i pasăre de soi. Ia o stadă ce cearte însă voi cucul și un pițigoi. Se tot cearită amândoi, care-i pasăre de soi. Eu cum strigă, ba eu sunt, că știu mai bine să cânt. De când mă știu pe pământ, de când mă știu pe pământ. Oare cine știe să cânte mai bine? Ia-o stadă și ce spune pițigoiul, pupule, întreabă zăvoiul. Dintre noi doi, oare cine știe să cânte mai bine? Tu stai singur, pupule, mai și îți cânti doar numele, nu când scapă sările, nu când scapă sările. Ia o stadă, pițigoiu, ce-i mai spune, tu cu mine nu te pune. Că așa ți mai zi vreo două, nu știi să clocești nicio. Ia o stadă, pițigoiu, ce-i mai spune, tu cu mine nu te pune. Că așa ți mai zic vreo două, nu știi să clocești nicio. Ce fel de pasăre miști, că-și tu pui nu ți-i crești. Tu știi doar să-i părăsești, tu știi doar să-i părăsești. Singur stai pe unde duci, că-s la oameni ca să-i spurci. Nu te plac mai mult din curci, unde câți necazi aduci. Ușorul curatul primeam
și cântam pe Moș ajune. Mama făcea cozonaci, iar noi bradul de Crăciun. Paștele venea cu soare, ne îmbrăcam de sărbătoare și mergeam vinerea mare, ne rugam, ne împărtășeam. Sărbătorile creștine, satul cu tot ce-i frumos, vor rămâne pentru mine visul meu cel mai duios. Sărbătorile creștine, satul cu tot ce-i frumos, vor rămâne pentru mine visul meu cel mai duios. Mulțumim, Mariana, pentru melancolia cântecului pe care ni l-a interpretat. Și în timp ce fiul său, Marian Cimpoiașu, se pregătește să ne cânte, stimați telespectatori, aș vrea să dau citire unui mesaj pe care l-am primit în timp ce cânta Mariana Cimpoiașu. Vă doresc multe emisiuni frumoase și special pentru Fina și Finul Mihai, multe realizări și mult succes. Semnează Tuții. Tuții. Sau Tuții. Da. Noi îi mulțumim pentru... cuvintele frumoase și... vrem... E nașa băiatului meu. O salut și o pup. Dacă aveți prieteni care, da, rude care vă urmăresc, aveți toată deschiderea pentru ale... Dorim și noi sănătate și sărbători fericite, Tuții, te pupăm. Și ca să nu prelungim prea mult așteptarea, stimați telespectatori, invit să ne încânte cu... frumusețea pieselor pe care special le-a ales pentru dumneavoastră, pe Mihai Cimpoiașu. Să-l urmărim! Thank you.
În numele dumneavoastră, stimați telespectatori, dați-mi voie să-i mulțumesc lui Mihăiță pentru frumusețea celor două piese și să-i urez și numele dumneavoastră mult succes în activitatea artistică, în activitatea pedagogică și în viitor Dumnezeu să fie alături de el, pentru că așa cum este mama lui o femeie cu suflet deosebit, așa este și fiul său. Am să o rog pe Geta State, dar avem un telefon în direct. Alo? Bună seara! Alo? Bună seara, mă auzim? Bună seara, vă auzim. Dați-ți televizorul mai încet și ne auziți prin intermediul telefonului. Mai încet, mai încet. S-aude acum? Foarte bine, vă rugăm. Vreau și o dedicație pentru mama mea. Cine sunteți? Cum vă numiți, domnule? A doamnei Maria Cimpoieru. Da? Pentru mama mea, Isna Vasilica. Da. Vali. Din partea lui Vali. Care este o prietenă cu dumneavoastră și eu am fost cu fata dumneavoastră în clasă. Florin mă numesc, cu Silvia am fost în clasă. A, cu fica mea cea mare. Vă respect și v-am văzut, vă urmăresc mereu la televizor și pe Edno, pe toate posturile. Și sunt venit din Italia și vreau să-i fac o dedicație lui mama mea. Îți mulțumim frumos, Florin, pentru cuvintele frumoase și dedicația pe care o faci mamei tale cu o interpretă care în această seară este prezentă la noi în studio. Fie ca bunul Dumnezeu să fie alături de tine, îți urăm și noi sănătate și tot ce-ți dorești. Mulțumesc la toată lumea și dumneavoastră. La revedere. Aș fi vrut să o întreb pe Geta State, pentru că tot se apropie sărbătorile de Crăciun, copil fiind, cum își amintește de petrecerea acestor evenimente unice pentru fiecare om, pentru fiecare sat, comună? Eu mi-amintesc tot timpul cu drag și să vă spun și de ce. Până la vârsta de 8 ani eu am locuit la Grădiștea, după care m-am mutat împreună cu părinții mei în București. Dar pentru mine mersul la țară sau mersul în locul natal este ceva ce se întâmplă chiar și la două zile, chiar și acum, la vârsta pe care o am. Merg foarte, foarte des. Nici nu pot și nici nu vreau să-mi imaginez copilăria mea sau a copiilor mei fără să meargă la colind, fără să meargă să cânte plugușorul, să cânte steaua. Eu împreună cu sora mea, da, și Sorcova de Sfântul Vasile, ne plăcea foarte mult să mergem să sorcovim sau să mergem cu steaua, pentru că dimineața număram bănuții și noi din banii aia pe care îi câștigam ne cumpăram ceva. Sau mergeam la colindat împreună cu bunica mea. Și te și lăudai la ceilalți copii, da, era, câți bani am strâns. Exista o concurență între mine, sora mea, verii mei. Îi mai mințeai, mai puneai mai în plus? Mai puneam ceva în plus. Pe mine nu mă putea contrazice nimeni, că eram mai mică. Și așa e, să știți care dreptate. Nici acum să mă contraziceți pe Geta State, că nu e bine. Ți-ai dat foc la valiză. Și nu mă contrazeau, că eram cea mai mică. Diferența între mine și fratele meu este de 6 ani. Deja eu eram mezina familiei. Ce să înțeleg, că ești mai mică decât fratele? Nu, fratele meu este mai mic decât mine cu 6 ani. Și ești, până când a apărut el, da, până când a apărut el, eu eram cea mai răsfățată. Ai ținut loc și de băiat și de fapt. Da, da, da. Și bunicul meu mă răsfăța și și chiar copil fiind mai mare, mergeam cu bunicii la sapă, la câmp. Și pentru mine era cel mai ușor și cel mai frumos, pentru că eu le cântam, îmblam totdeauna un rând între mamaie și tataie, așa cum le spuneam eu. Eu le cântam și ei săpau și rândul meu. Da. Și ieșeam odată cu ei la capăt. Eu am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă. Mi-aș dori să pot da ani înapoi și să mai existe bunicul meu și să mai existe foarte mulți membri din familia pe care eu i-am pierdut. Așa este, în viața omului se întâmplă și astfel de evenimente și lasă urmări, lasă cicatrici pe, da, pe sufletul, da, fiecăruia. La Vlașinu, cum erau sărbătorile de Crăciun? La Vlașinu interesant, erau... că nici eu nu știu. Deci aude și el acum. Da. La Vlașinu erau foarte frumoase. Mie ce-mi plăcea cel mai mult, îmi plăcea să strâng toți copiii la mine acasă când se colinda și mama nu prea vroia. Te murdărești casa. Da, dar mie îmi plăcea să-i strâng. Da, că îi deranjam, că fac gălăgie. Îmi plăcea să-i strâng pe toți, să-i țin până la 12 noaptea. Deci nu-mi plăcea să dorm. Îmi plăcea să stau așa continuu noaptea cu casă. Da, dacă dormeam
mi-era tare greu să mă trezesc. Și așa și acum iar o problemă cu somnul, pentru că muncește foarte mult și... Și renunțăm, dacă adormeam nu mă mai duceam la colindac. Dar dacă mergeai la gospodăria unui cetățean din sat și aveai de ales între bani și covrigi, mere, nuci, ce avea gospodarul respectiv de împărțit copiilor? Ce nu, eu mă mulțumeam cu ce îmi dau. Deci dacă, nu eram dacă erau bani, era mai bine, nu? Nu știu, nu cred. Când eram mică, nu prea. Ei, dacă Mariana Cimpuiașu nu a avut noroc de bani cât a fost mică, nu, să am știți avut, că am avut noroc, acum să este un om împlinit, are o familie frumoasă. Numai și mă bucur măfturoasă să aud și peste ani și ani de zile că Mariana Cimpuiașu este la fel de bine ca și acum. Getuța, ție rândul a cântat, cu mare drag, iar eu, până când Geta merge la locul de cântat, am să dau... Cu mare drag și salut și eu toți giurgiuvenii mei dragi și pe, în special cei de ei din oraș și din Giurgiu, pe care eu îi cunosc și mă cunosc, familia Panait, Stelică și Viorela, le transmit sărbători fericite și numai bucurii. Te invit la locul de cântat, iar eu voi da citire unui alt mesaj pe care l-am primit din partea lui Nicu, din Malu, le doresc tuturor românilor de pretutindeni un călduros la mulți ani și sperăm ca anul care vine să fie mai bun, multă sănătate și mulți bani. Domnule Nicu, mulțumim pentru mesaj și sperăm și noi că o să vină o zi în care noi, românii, vom avea bucuria să trăim altfel decât trăim acum. Mulțumim și vă mai așteptăm și cu alte mesaje și de ce nu și în direct. Cântă pentru dumneavoastră Geta State. Foaie verde de-a vrâmeasă, sunt tânără și frumoasă. Știu să-mi port dragostea bine și nu iubesc pe oricine. Foaie verde de-a vrâmeasă, sunt tânără și frumoasă. Știu să-mi port dragostea bine și nu iubesc pe oricine. Cu iubitul nu mă joc și-n dragoste am noroc. Foaie verde mărdomnesc, dușman cele mă vorbesc, că strâng om frumos în brață și de-asta mă țin măreață. Foaie verde mărdomnesc, dușman cele mă vorbesc, că strâng om frumos în brață și de-asta mă țin măreață. Să strângă și ele bine, la suflet dușmănoase. Foaie verde viorea și mi-e bună inima, a mersul de porumbiță și fac în obra zgropiță. Foaie verde viorea și mi-e bună inima, a mersul de porumbiță și fac în obra zgropiță. Oi fi frumoasă, nu spun, dar știu că am suflet bun. Iubesc omul cu răbdare, niciodată thank you.
într-o noapte înstelată noi ne-am întâlnit. Chiar de la prima vedere ne-am îndrăgostit. Și eram nedespărțiți, ne țineam de mână. Era totul prea frumos ca prea mult să țină. Am ținut la tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Am ținut la tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Împărțeam tot între noi, mai ales iubirea. Și credeam că știu ce chip are fericirea. Acum știu că fericirea este ca o floare, care fără dragoste se uscă și moare. Am ținut la tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Am ținut la tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Zilele de fericire s-au dus rând pe rând. Azi nu știu nimic de tine și te aștept plângând. Și mai trec prin locul care noi ne-am întâlnit. Că într-o noapte înstelată noi ne-am despărțit. Am ținut la tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Te-am iubit pe tine, dar cu ce folos? Că s-a dus ce pentru mine a fost mai frumos. Cântece sensibile interpretate de o solistă sensibilă. Telefonul a sunat, mai avem mesaje, stimați telespectatori, lucru care ne încântă și ne bucură sufletul, pentru că sunteți alături de noi, alături de două interprete de seamă ale cântecului popular și un tânăr instrumentist de care veți auzi cu siguranță și în perioada care urmează. Aș vrea să-i dau citire mesajului. Urez la mulți ani și sărbători fericite familiei Matei din Giurgiu. Ne transmite și nouă, iar noi, cei patru din platou, întoarcem cu taxe invers, așa cum îmi place mie, urările către stimatul nostru telespectator. Aș vrea să vă întreb ce ar fi în sufletul lui Geta State și a lui Mariana Cimpoiașu dacă s-ar consuma următorul lucru. Să fie o săptămână în care să nu fie solicitate să participe la o emisiune de televiziune sau una de radio sau într-un spectacol sau, de ce nu, la o petrecere privată. Ce semn de întrebare s-ar naște pentru fiecare dintre voi? Păi știți cum se spune, atunci când sună telefonul și când ești solicitat, înseamnă că ai ceva de spus. E mai greu și mai grav să nu mai sune telefonul sau să nu mai deloc. Fii solicitat. Eu personal, ca să vorbească, să spună și colega mea, pot să spun că sunt într-o perioadă în care chiar de multe ori zic, aoleu, vreau să mai stau acasă, am obosit, mai vreau să mă mai odihnesc, mai ales acum în perioada de sărbători, noi am tot filmat, de două săptămâni am tot fost pe la filmări pentru sărbători și e un lucru care ne bucură foarte tare. Ești tânăr, ai putere de muncă, oboseala trece. Pentru că asta înseamnă că ești solicitată, realizatorii de emisiuni se gândește și la Geta State, da, și la Mariana, da, Cimpoiașu, vă vor distribuite în emisiuni, fie, da, că sunt organizate, filmate cu
Sfintele Sărbători, da, sau cele curente. Da, da. Mariana? Da, așa este. Și noi, cam în ultima perioadă, am tot mers împreună peste tot. Cu mare drag, vă dați seama, pentru fiecare dintre noi, o mare plăcere, pentru că munca noastră se vede, nu? Se vede prin aplauze, de cele mai multe ori. E un lucru care ne bucură foarte tare. Asta înseamnă că munca noastră nu este în zadar și, așa cum am spus eu de fiecare dată și la spectacole ne-am mai întâlnit și dumneavoastră, ne încercăm să ducem și noi cu cinste și onoare cântecul popular giurgiuvean, pentru că noi suntem foarte puțini pe zona Giurgiu. Și care... foarte puțin mediatizați. Da, da. Totuși există bucuria că sunt posturile naționale care vă apreciază și mai mult. Da, iată da. Că la Giurgiu TV ați găsit un partener care da, să participe cu un pic da, din... Da, dumneavoastră știți cum este viața noastră. Trăiți de atâtea ani în branșa asta și știți cum este, cu bune și cu rele. Deci ne înțelegeți perfect. Nu... Da, spunea într-o emisiune la o televiziune, îndrăgita Maria Loga, că este așa de frumos ce se vede la televizor, dar este foarte urât ce se consumă în spatele camerei de luat vederi. Subscriu la cele spuse pentru că am întâlnit de-a lungul timpului interpreți care ți intră la suflet și nu-ți mai pot ieși pentru că manifestă foarte mult respect și cele două invitate reprezintă o dovadă în acest sens. Dar, din păcate, mai sunt și răutăți, așa cum se întâmplă de regulă în viața de zi cu zi. Am mai primit câteva mesaje, o să vi le citesc pe rând, în timp ce doamna Mariana Cimpuiașu se pregătește să meargă la locul de cântat. Dumnezeu să le dea tuturor românilor tot binele din lume și la mulți ani. Puterea și să le dea puterea de a trece peste toate relele, iar postului local viață lungă și numai bine. Semnează Mirela. Mulțumim, distinsă telespectatoare, și în continuare vom intra în legătură directă cu un telespectator sau, de ce nu, o telespectatoare. Bună seara! Alo, ne auziți? Mă auziți? Alo. Mă auziți? Alo. Da, acum vă auzim. Bună seara. Cine sunteți? Gelu Necula, sunt domnul Clement. A, bună seara, Geluțule. Felicitări pentru emisiunea ta. Am rămas surprins. Nu-ți doresc decât multă putere de muncă să continui această emisiune și să încerci să aduci cât mai mulți interpreți soliști vocali și instrumentiști. Printre altele, întâmplarea face să fie prietena lui Mihai, instrumentistul, eleva mea la vioară, al lui Mihai Cimpoiaș. Iau și ce frumos! Da. Se bucură și el, ne bucurăm și noi. Da. Și noi ți urăm succes în ceea ce faci, pentru că și tu contribui la păstrarea tradiției populare. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că este un distins profesor din Giurgiu, un prieten și colaborator de foarte mulți ani, Gelu Necula. Mulțumim de telefon, Gelu, și îți urăm gânduri bune și tot ce e mai frumos pe lume să așeze Dumnezeu în sufletul tău. La fel îți mulțumesc și sărbători fericite Lili și celor din platou. Numai mulțumim, bine. Mulțumim, bună seara. Bună seara, ne spune și un alt telespectator prin mesaj. Vă rog frumos să-mi dați o dedicație pentru părinții mei, pentru finul Petrică Poștașu, care locuiește la cetatea, probabil cetatea de Giurgiu, precum și pentru toți românii. Semnează Doru Georgescu. Multe gânduri frumoase ne îndreptăm și noi către finul dumneavoastră, de domnule Georgescu, iar toate piesele care mai sunt de interpretat în emisiune vi le dedicăm și dumneavoastră și finului și tuturor telespectatorilor. Așadar, ne cântă și ne încântă Mariana Cimpoiașu și bradul ei frumos, Marian Mihăiță Cimpoiașu. Mă iertați!
lume am și un frate, am un frate pe pământ, măi. La necazuri și nevoi știu că singură nu sunt, măi. Nici fratele meu nu-i singur, că el mă are pe mine. Eu sunt sora lui cea bună, care mereu îi vrea bine. Toți frații să-i țină bunul Dumnezeu, dacă-s bun la suflet ca fratele meu. Unde aș fi în lume, oricât de departe, sufletul-mi rămâne aproape de frate. Toate le-am împărțit, frate, chiar de când eram copii, măi. Noi am împărțit, frățește, necazuri și bucurii, măi. Certați n-am fost niciodată, dintr-o zi măcar o oră. Că ești fratele meu bun, iar tu ai numai o soră. Toți frații să-i țină bunul Dumnezeu, dacă-s bun la suflet ca fratele meu. Unde aș fi în lume, oricât de departe, sufletul-mi rămâne aproape de frate. Frate, mereu îți duc grija, că-mi doresc bine să-ți fie. Cum la fel tu, frate dragă, știu că-mi porți de grijă mie. Seara mă-nchin la măicuță, să-ți dea multă sănătate. Căci pe lumea asta, Doamne, am și eu numai un frate. Toți frații să-i țină bunul Dumnezeu, dacă-s bun la suflet ca fratele meu. Unde aș fi în lume, oricât de departe, sufletul-mi rămâne aproape de frate. Crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte. Eu mă rog la Dumnezeu să-mi trăiești, băiatul meu, să crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte.
și el ca și mine. Mândre sunt că are cine să-mi calce urmele și să-mi poarte numele. Eu mă rog la Dumnezeu să-mi trăiești băiatul meu, să crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte. Eu mă rog la Dumnezeu să-mi trăiești băiatul meu, să crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte. Și strâng bani să le rostuiesc, că așa vrea o mamă lume, să știe copilul bine. Eu mă rog la Dumnezeu să-mi trăiești băiatul meu, să crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte. Eu mă rog la Dumnezeu să-mi trăiești băiatul meu, să-mi crești mare și cu minte, să-mi duci numele înainte. Un dor de mamă pentru fiul său și vreau să vă spun că nu las pe Mariana Cimpoiașu să plece de la Giurgiu până nu ne vinde și pe soacră sa. Neapărat! Ea are o melodie, un cântec, care a devenit șlagăr și nu sunt emisiuni sau evenimente private în care să nu fie solicitată această piesă. Ceva mai târziu o să-l ascultăm, că ne asigură că l-are pregătit. Da, este. Am mai primit mesaje, sărbători fericite dumneavoastră, invitațiilor, în special lui Mihăiță, alături de Cristina. Felicitări pentru emisiune, semnează Doina Popa. Vă mulțumim, Doina Popa, pentru mesaj și vă asigurăm că ne bucură sufletește mesajul dumneavoastră. Mulțumim frumos și noi și dați-mi voie să-l salut și eu pe domnul profesor, domnul Gelu. Gelu Necula. Gelu Necula de la Vioară. Vă salutăm și vă dorim sărbători fericite și să aveți grijă de fata mea, da? Domnul profesor, să învățați cât mai mult. Am mai primit un mesaj de la un fin al meu de data aceasta, Vali. Frumoasă emisiune, să vă dea Dumnezeu sănătate. La fel și dumneavoastră, stimate domn, știu că ne urmăriți și știu că mâine, dacă a fost ceva care nu v-a plăcut, cu siguranță o să mă certați. Dar ținem cont și de părerea dumneavoastră și a altor telespectatori și le remediem, pentru că suntem și noi la început de drum și orice drum este mai greu. Aș vrea să întreb pe cine? Pe Geta State. Da. Ne-ai spus că pregătești un nou album. Da, 14 piese. Da. Și sper eu să placă. În general, la noi pe Vlașca se cântă dragostea mult, se cântă și am cântece satirice. Au început să prindă și acestea la publicul ascultător. Sunt convins că lansarea va fi la un post național de televiziune, dar promite-ne că și aici, pe plan local, că toți suntem giurgiuveni și dacă nu ne ajutăm... Ne dezvăluim telespectatorilor că în timp ce cânta Mariana, eu vorbeam cu domnul Clement, câte frumoase vor fi filmările la Paști, când o să filmăm afară. Sigur că da, natura va fi mai generoasă, avem și alte posibilități atunci. Dar ce-ar fi să treci la locul de cântat? Cu mare drag, pentru că... și așa cum vă spuneam, că am pregătit cântecele satirice și sunt de pe nou album. Mariana zâmbește pentru că îi plac deja foarte mult și sper că și telespectatorii. Sunt convins că și nouă să ne placă. Cu drag. Să te urmărim. Thank you.
Dă-mi deslegare, părinte, să iubesc de acum înainte, că bărbatul meu săracu a terminat de mult satul. Dă-mi deslegare, părinte, să iubesc de acum înainte, că bărbatul meu săracu a terminat de mult satul. I-am pus ușă de altar, mi-am păstrat cinstea în zadar, și n-a pus pe mine preț, m-a înșelat cu un județ. I-am pus ușă de altar, mi-am păstrat cinstea în zadar, și n-a pus pe mine preț, m-a înșelat cu un județ. Să-mi cer iertare, că-am jurat la o zi mare, să n-apuc de moarte țoale, dacă nu-i pun și eu coarne. Am venit să-mi cer iertare, că-am jurat la o zi mare, să n-apuc de moarte țoale, dacă nu-i pun și eu coarne. Jurământul mi-este sfânt, vreau să mă țin de cuvânt, așa că te rog, părinte, spovedește-mă înainte. Jurământul mi-este sfânt, vreau să mă țin de cuvânt, așa că te rog, părinte, spovedește-mă înainte. Știu că am să păcătuiesc, că am pus de gând să iubesc, păcatele mi lui trage, dar îi fac și eu ce-mi face. Știu că am să păcătuiesc, că am pus de gând să iubesc, păcatele mi lui trage, dar îi fac și eu ce-mi face. Mi-l fac de hoț păguba, că orice n-aș are n-aș, el și l-a găsit cu mine, să vedem dacă-i convine. Mi-l fac de hoț păgubaș, că orice n-aș are n-aș, el și l-a găsit cu mine, să vedem dacă-i convine. Mie căsuța terminată, dar lumea habar nu are câte șiruri de sudoare mi-au curs mie pe spinare, să-mi pun casa pe picioare. Dar lumea habar nu are câte șiruri de sudoare mi-au curs mie pe spinare, să-mi pun casa pe picioare. Thank you.
judecă toți greșit. Eu nu zic că n-am iubit, măi, dar la adăpostul meu n-a pus nimeni un leu, măi. N-a stat pe brațele mele nimeni să-mi facă avere. Pe brațele mele a stat ce-am iubit cu adevărat, măi. N-a stat pe brațele mele nimeni să-mi facă avere. Pe brațele mele a stat ce-am iubit cu adevărat, măi. Vorbele nu mă lovesc, cât am două mâini muncesc, măi. Să spună lumea ce-o vrea, averea-i dintr-o-da mea, măi. Mie de cine nu-mi place, o de aur de mi-ar face. Să caute la comoară, tot nu l-aș iubi o seară. Dar de cine mi-a plăcut și de-a fost sărac lipit, ne-am cârpit cum am putut și ne-am iubit dacă am vrut, măi. Mulțumim, Geta, și îmi pare rău că nu sunt preot, că te-aș fi chemat la spovedit. Da. Îmi spunea în timp ce cânta Geta State, îmi spunea Mariana Cimpuiașu că așteaptă cu nerăbdare să vă dedice piesa cu soacra, motiv pentru care o invit să se așeze la locul de cântat, iar dumneavoastră să vă mai citesc din mesajele primite. Revine cu un mesaj Doina Popa și spune: emisiunea dumneavoastră străbate sufletul oamenilor. Felicitări, domnule Clement. Mulțumim pentru aprecieri, Doina Popa. Dedic toate melodiile nepoților mei Ștefan și Ștefania, un călduros la mulți ani anticipat. Semnează Ioana și mai este o altă Ioană care ne felicită pentru emisiune și așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu Daniela Cernea, cu Steliana Sima și Constantin Măgureanu. Cu siguranță vor fi invitații noștri, dar până mai citim de mesaje sau mai primim de la dumneavoastră ca să putem să le citim, o invităm pe Mariana Cimpoiașu să ne cânte cu soacra ei, că o iubește extraordinar de mult. Am două vecine, nu știu ce-au cu mine, două mincinoase, rele și geloase. Ele le-a pusina și cu dadalina și le poartă vina ca o piază rea. Lina-i certăreață ca o țață-n piață, nu ai trai nici viață de te pui cu ea. Care poartă vina, de-o vorbește lina. Zice ea frusina că eu sunt vecina. Care poartă vina, de-o vorbește lina. Păcatele mele nu sunt așa grele, nu vorbesc de ele și nu le dau spori. Atunci la mândouă le tună și plouă și cu o ceartă nouă intru în gura lor. Într-una minte, fiindcă n-are minte, că ce știe satul, nu știe bărbatul. Lina într-una minte, fiindcă n-are minte, că ce știe satul, nu știe bărbatul. Despre al meu ea zice, care-i bofnice, casa să-mi o strice, că-i geloasă foc. Că mi-am făcut casă, doar că-s norocoasă, și că nu-s frumoasă și nu-i plac deloc.
pârfesc la poartă, uite cine o poartă. Dacă amândouă îmi văd rochea nouă, mă pârfesc la poartă, uite cine o poartă. Că e prostroită și e cam pocită, iar eu sunt spoită cu roșu-n obraz. Le las să vorbească, să se răcorească, vorba românească le fac necaz. Măritișul mi-a fost drag, nu știam că tu o să trag. Nu a gândit mintea mea, te dau de o soacră rea. Măritișul mi-a fost drag, nu știam că tu o să trag. Nu a gândit mintea mea, te dau de o soacră rea. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. Du-te-ncolo, vino-ncoace, numai să comande știe, parcă-s la militărie. Soacră mea deloc nu tace, du-te-ncolo, vino-ncoace, numai să comande știe, parcă-s la militărie. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. Soacra cu noră se ceartă, orice faci nu este bine, soacra-i cu ochii pe tine. De când e lumea lăsată, soacra cu noră se ceartă, orice faci nu este bine, soacra-i cu ochii pe tine. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. Soacră-mea guraș mai lasă. Am noroc cu socrul meu, că vede cât mi-e de greu. Și când dă cu pumnul-n masă, soacră-mea guraș mai lasă. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. A striga în gura mare, am o soacră de vânzare. Nu cer bani pe soacra mea, mai dau eu să scap de ea. Ei, imaginați-vă, stimați telespectatori, ce relație frumoasă există între Mariana Cimpoiașu și soacra sa, dacă a și pus-o pe cântec și prin acest cântec foarte multe nurori sunt împlinite, că ceea ce spune Mariana prin cântec se gândește fiecare noră către soacra sa.
De când e lumea și pământul. Sigur că da. Un ginere se înțelege mai bine cu soacra decât un nora cu soacra. Getuța, ne spuneai că ești mâhnită, că ai vrea să îți mai procuri o parte din costume și nu poți. Eu, te rog. Maica mea îmi spune mereu, băi, dar oprește-te că ai suficient de multe, dar eu îmi doresc. Și tocmai de aceea, prin intermediul dumneavoastră și a televiziunii noastre, aș vrea să fac un anunț pentru persoanele care au acasă costume populare, fote, brâu, orice, dacă vor să nu să ni le dăruiască, chiar și contracost, să le aduc aici la dumneavoastră la televiziune și noi... Sau să mă contacteze prin numărul care e afișat pe ecran și cu siguranță îi voi pune în legătură. Pentru că ne este drag, bănuiesc că... Este păcat să putrezească în lăzi, pe câtă vreme, sigur, pe câtă vreme tu sau Mariana sau orice alt interpret, exact. Și le punem în valoare, mergem cu ele la televiziune, adică eu zic și că... Și să nu uitați niciodată nici pe cei care vi le oferă. Niciodată. Mihăiță, pregătește-te de cântat, pentru că ne face semn din regie că ne apropiem de sfârșit și mai au și cele două invitate, mai au și de cântat două piese în duet. Te rog frumos să mergi pentru a te pregăti, iar eu voi mai citi un mesaj la mulți ani pentru Ionuț Iordan cu ocazia zilei de naștere. Toate melodiile sunt din partea mamei sale. La mulți ani, dragă Ionuț, Dumnezeu să te bucure cu tot ce este mai frumos, să fii sănătos, împlinit și, de ce nu, te așteptăm oricând în platou alături de alți invitați. Până mai urmărim și celelalte mesaje, Mihăiță Cimpoiașu ne va încânta cu două piese la acordeon. Thank you.
Mulțumim, Mihai. Și înainte ca cele două interprete să pregătească să ne încânte cu cele două piese pe care le-au imprimate în duet, am să le rog la final de emisiune un gând pentru telespectatorii noștri. Ați văzut doar că suntem urmăriți și în Italia și în principal este vorba de tot omul care iubește cântecul popular românesc. Geta State? Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vă doresc multă sănătate atât noastră cât și conducerii acestei televiziuni. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, soliștii de muzică populară și pentru folclor în general. Transmit gândurile mele bune tuturor giurgiuvenilor, tuturor celor care ne-au urmărit. Să aveți sărbători cu bine și să vă aducă Dumnezeu în casă sănătate și pace sufletească. Așa să ne ajute Dumnezeu, Mihai. Vă mulțumim pentru invitație și sper să ne mai chemați. Cu siguranță, cu siguranță sunteți oamenii locului și dacă nu ne ajutăm noi, pe noi înșine, înseamnă că pentru cei care sunt din alte zone ale țării, ce să mai vorbim, că ne omoară distanța. Și ne bucură foarte tare lucrul ăsta, că mai există această televiziune și această emisiune, pentru da, că noi, să... noi, v-am spus și mai devreme, și noastră știți, mergem și am fost și prin Târgoviște și prin Alexandria și era cazul să avem și noi la acasă. La Giurgiu există deja 3 televiziuni locale, însă TV Giurgiu este singura care emite, are în grila sa de programe și această emisiune de folclor, la care eu am ținut foarte mult ca ea să aibă loc și pe care, de care să mă ocup. Și bine ați făcut. Și bine ați făcut, da. Da, este pasiunea vieții mele, ca și a voastră. N-am știut să iubesc altceva mai mult în afară de familie decât exact folclorul românesc. Exact cum spuneam, dumneavoastră știți cel mai bine cum se mănâncă pâinea și cum se duce drumul ăsta. Și Mariana? Eu vă mulțumesc tare mult pentru invitația făcută, chiar că ne-am simțit foarte bine și a trecut așa de repede, am vrea să mai stăm aici până dimineață. Și ne-am bucurat că am fost noi cele mai care am spart viața. Da, și mai ales aici la noi acasă. La semicentenar vă promit că tot voi veți fi invitate de onoare. Vă dorim în continuare la cât mai multe emisiuni frumoase, să aveți mult succes, cu siguranță o să aveți, și dorim tuturor giurgiuvenilor sănătate, sărbători cu bine și mesele să fie îmbelșugate la mulți ani și să nu uite niciodată bine. Că noi ne mândrim cu giurgiuvenii noștri și tocmai de aceea ne dorim ca și dumnealor să se mândrească cu noi, pentru că ori de câte ori avem ocazia și unde ne duce pe noi drumul cântecului popular românesc, ne mândrim și spunem că suntem de la Giurgiu. Vă invit pe locul de cântat, în timp ce eu voi citi două mesaje. Doresc atât invitatelor cât și dumneavoastră multă sănătate, putere de muncă, iar bucurile să țină la distanță toate necazurile. Succes întregii echipe și realizatorilor acesteia. Să ne trăiți mulți ani, Nea Lili, așa cum ne place să vă spunem. Mult succes în noua emisiune. Frumoasele gânduri vin din partea Mihaelei Grosu. Mulțumesc, Mihaela. Mihaela este o dansatoare de la Ansamblul Folclorii Muntenii al Societății Nova Force. Și mai avem încă un mesaj. El s-aude că mai primește, dar pentru că timpul a fost deja depășit, vă promitem că a doua zi de Paște, când are de Paște, mă scuzați, de Crăciun are loc următoarea emisiune, le vom da citire. Pentru familia Dobriș din Izvor, întreaga emisiune. Cu drag vi le oferim și noi cântecele celor două invitate de ale mele și să le urmărim. S-amoreză bărbatul, nu știu cum să-l dau la cale, spune-mi tu că ești mai mare. O fi aia mai frumoasă, de-a plecat de tot de acasă, sau l-a iubit mai dibacea, nu știu ce n-ai bio face. Mă gândesc că nu e unul să nu rătăcească drumul și să nu se dea în vânt după alta când și când. Lasă-l soros să iubească și să mai copilărească, vezi-ți de casă că vine mai târziu un brângi la tine. Thank you.
picior de mănăstire. Să ai bezină acasă, tot e alta mai frumoasă. Dar vine vremea când vede că tot nevasta îl crede. Ibofnica își ia zborul, la rău îi dă cu piciorul. Mă gândesc că nu e unul să nu rătăcească drumul și să nu se dea în vânt după alta când și când. Lasă-l soros să iubească și să mai copilărească, vezi-ți de casă că vine mai târziu un brânci la tine. Să cadă la mâna mea. S-a dus pacea dintre noi, că și-a dat-o pe război. Cum o trece peste prag, legea în casă eu o fac. Să vadă atunci bărbatul cum e treaba cu suratul. Mă gândesc că nu e unul să nu rătăcească drumul și să nu se dea în vânt după alta când și când. Lasă-l soros să iubească și să mai copilărească, vezi-ți de casă că vine mai târziu un brânci la tine. Și de la mine până în grădiștea la tine și de acolo mai departe, numai oameni cum se cade. De la Vlașin, de la tine până în grădiștea la mine și de acolo mai departe, numai oameni cum se cade. Ca vlășcenii mei mai rar, de la o pincă la zeche, sunt bărbați fără pereche. Ferice de cine o are, când poartă dragostea mare. Viața nu se căiește, știe-n lume că trăiește. De la Vlașin, de la mine până-n grădiștea la tine și de acolo mai departe, numai oameni cum se cade. Așa ne e neamul dată, oameni buni dintr-o bucată. Îi este greu să creadă, să vie la noi să vadă. Vlășceanca nu se lasă,
mai prejos că e frumoasă. La casa omului rod și la dragoste prăpăd. Mai ceva ca o albină știe casa cum s-o țină. Nevastă îngăduitoare, mama cea mai iubitoare. De la Vlași și de la mine până-n grădiștea la tine, și de acolo mai departe, numai oameni cum se cade. Așa ne e neamul dadă, oameni buni într-o bucată. Cui este greu să creadă, să vie la noi să vadă. Stimați telespectatori, în numele dumneavoastră vă rog să-mi permite să le mulțumesc celor trei invitați a emisiunii din această seară, să vă mulțumesc și dumneavoastră, în numele întregii echipe, pentru răbdarea pe care ați manifestat-o în anii urmării, și sperăm că emisiunea noastră v-a adus un gram de bucurie pentru fiecare dintre dumneavoastră. Continuați să ne dați mesaje, continuați să ne certați dacă e ceva care nu a fost la locul lui, nu ne supărăm, chiar ne bucurăm că ne urmăriți în detaliu, iar până săptămâna viitoare, Ilie Clement vă mulțumește pentru atenție și vă invită în continuare să nu schimbați postul de televiziune, rămâneți tot pe Giurgiu TV, pentru că urmează o emisiune frumoasă realizată de Mihail Dândăreanu cu un invitat special. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere!